Escuche. Aló. Aló. Hoy te Pedro, me siento un piperaco. Escúchame, yo paré la para. Da, y el semáforo, ¿verdad? Da un millón, no, pues, da, o sea, pues, dígale. Da, pues, me ayunga con carpa en la chorpay. Que la chie ahí, echa primera chie, cuye, y ya, le. Poquita más. Oh, dacă te dai la ea, consumă și 16%, dar dacă mergi încet, dacă consum... Da, nu știu, a mea, asta e acum... Deci ea arată acum e 8,7%. Eu când, înainte să intru în București, avea vreo 8-6, 8-7. Dar instantaneu, mă rog, a dus-o până pe undeva pe la 15, când era încărcat. Când trebuie să urce și astea, consumă mult, că e dubă, da, o mașină de încărat, nu de plimbare. Da, sunt în Pipera, nu știu, pe la 7 cred că ajung. Adică e... Da, nu, nu, nu am nevoie. Că, ce vreau să zic, că e foarte aiurea, e în Pantelimon de, și trebuie să intri de pe zona aia, de pe, de pe de Liu. Așa e. Așa e. Ia-o pe podul de lemn. Pe la podul de lemn. Nu mai lua pe Cioceanu, pe partea aia, că e jale, puțin înainte. Că eu pe acolo vin, pe podul de lemn. Fără podul de lemn, în ziua de astăzi. Și și așa. E jale ce e în ploiești. Fără podul. Cum? Dacă o iei cu... pe partea cealaltă dură. Da, știu. Pe acolo merge, dar trebuie să stai o grămadă, stai de la biserică până, până la Cioceanu, deci să la crește. Eu știu, în fiecare zi trec pe acolo, când o las pe asta, cum zice, pe, pe tânțica. Așa e, e și vineri. Cel de iarnă trebuie... Da, nu e așa mult, credeam că e mai mult, că am vorbit cu Ișvanca și Ișvanca a zis că a avut anul trecut, nu mă știu, 14 tiruri în toată România la Petrom. Au fost și pe... Da, au avut retur. Păi, au avut contract cu, cu Petrom. Cei de la Priștina. Lichidul de parbriz, l-a dat ăsta, cum îi zice, zi. Da, Petromul l-a dat și au avut nu știu câte tiruri, ci că au lucrat toată vara, au alergat prin toată România numai pentru vărăturul de lichid de parbriz. Îți dai seama. Dacă o fi adevărat, na, nu știu. Dacă nu e adevărat, aia e. Da, ci că a muncit toată vara să-l ia înapoi și că au avut mult de tras.
eu știu, o fi fost din ăla, la ștergător sau la butoi sau... Nu știu ce. Eu mă apropii de semaforul de sub pod, de la Pipera, de la metrou. S-ar putea să-l mai prind o dată. Da, și l-am prins. Așa. Așa. Nu știu, mă gândeam că poate dacă își revine Cristi, să vorbim cu bunicul să-l angajeze măcar la pază. Adică... Păi na, îți dai seama că la ce a fost, la ce buzăială a fost în transformator atunci. Îți dai seama. Bine că n-a fost mai rău. Probabil că au mai avut probleme, ceva, în trecut. Să mai potrivește. Da, n-aș. Și nu trebuie reautorizare, ceva. Așa e și în Ploiești. Ce să-i fac? Eu duc oamenii și îi aduc.